să ne jucăm. Nu mai jucăm și noi live. Ozana, Alexandru, mulțumim, Alexandru. Ozana Barabancea, o vedeți și la Te Cunosc de Undeva, unde nu-i tace gura. Eu nu înțeleg nimic din ce le explică concurenților. Tot le zice să muște nu știu ce silabe. Să muște consoanele, pentru că trebuie să întărim consoanele ca să fluidizăm vocalele. Pentru că noi nu cântăm pe T, pe D, pe R. Noi cântăm pe A, E, I, O, U. Eu la un moment dat am zis că ești... Și cu zâmbet și cu... Înțelegi? Ești bună și la șef la cuțite, dacă zici ce să muști. Da. Acolo se mână pentru că poți să tai mai bine, știi? Multe lucruri nu sunt știute despre Ozana, sau cel puțin nu le, nu le vezi așa din emisiune, că nu are voie să vorbească despre familie. Ozana are copii și are copii foarte mari. E adevărat. Acum pentru mine sunt tot copii. Andrew face 19 ani pe 12 a 12-a. Da. În aceeași zi cu Frank Sinatra. Iar Gloria face 15 ani în februarie. Eu sunt colegă la masă, eu fac al treilea masă, nu știu dacă știi, la dirijat orchestră, la UNMB, la Universitatea Națională de Muzică. Al treilea master. Al treilea master, da, dacă n-am învățat la timp, asta e. Da, cum ar fi. Și dacă mă supăr, am să fac și doctoratul. Și mă întâlnesc cu filmii pe hol, știi că el este la licență la jazz, compoziție jazz, și eu sunt la master și am spus, dacă mă vezi pe acolo, zici tu colega, nu-i spune mama că... Da, chiar, și la ședința cu părinții nu mă chema că nu vin. Mi se pare foarte tare. Amândoi copii cântă? Amândoi copiii cântă și o să cântăm împreună pe data de 6 decembrie la Le Chateau, când o să avem un concert extraordinar de colinde cu orchestra Lumii Sonore, pe care eu o dirijez, o păstoresc de vreo aproape 2 ani de zile. Este o orchestră mixtă de vreo 40 de oameni, viori, suflători și mulți invitați. Ce cântați? Cântați și lucruri mai ușoare, pe înțelesul nostru? Da, cântăm și colinde, pentru că este un concert pentru colinde, să spunem, de colinde, dar cântăm și arii de operă și uverturi și șansonete și canțonete. Avem repertoriu și de muzică românească și de muzică interbelică. O să fie un program foarte vast, destul de lung. O să avem invitați și o parte din corul Operei Naționale, colegii mei de la operă, pentru că așa e bine să fim... Da. Da. Haide. Să ne ajutăm. Așa zice, nu? Da. Haide. Băi, haide de câini credincioși și ok. Da, păi nu, și lupii sunt mai puternici în haită. Singur, da, noi nu suntem lupi, noi suntem niște... Să mâncăm oițele, zic. Da, ok. Multă lume îți urmărește parcursul fizic. Da. Adică nu trebuie să ne ascundem. Mulțumesc, da. Ai evoluat într-o direcție foarte bună. Acum îți pun o întrebare tehnică. Ia. Mănânci porc de Crăciun? După ce termin postul, s-ar putea să gust, pentru că eu vreau să țin tot postul. Ții tot postul? Da, dacă pot, dacă o să pot, vreau să țin pe tot. Absolut. După ce ai dat jos kilogramele, ai trecut la un regim drastic sau nu, normal? Nu, mănânc orice, doar că trebuie să mănânc puțin și să nu ciugulesc între mese. Deci 5 ore de pauză în care pot să beau câtă apă doresc. Ok. Dar să nu ciugulesc între mese. Mai o alună, mai un covric, mai un biscuit, nu. Nu ai voie. Ar fi de preferat să nu. Pentru că așa cum am slăbit, pot să urcăm înapoi și nu vrem asta. Am înțeles. Aveți ceva de post pe acolo? N-aveți. Nu, păi nu poți să ciugulești. Okay. Nu, că n-am mâncat de dimineață, deci poți să-mi dai. Motivațional, ți-e mai ușor așa să muncești, să cânti, să reziști pe scenă? Sau ți-e mai greu? Unii zic că atunci când erau grăsuți, rezistau mai mult la lucruri. Sincer, eu am făcut această operație pentru că aș fi vrut să rezist mai mult la tăvăleală. Pentru că ceea ce facem noi zi de zi, ne sculăm la ora 7 și ne culcăm la ora 23, e clar că este o muncă și o implicare. Consum. Da. Da. Consum enorm. Într-adevăr, fac și sport. Merg la Alex, prietenul vostru, Alex Florescu, de la Ramonei, da? Da. De la Futura Gym. Al Ramonei. Al Ramonei și al tău. Și al tău și al meu și al tuturor. Care are grijă de mine, e adevărat că mă mai și ceartă. Acum ce să facem? Ar fi fost minunat să pot să merg zilnic, dar încerc să merg și de 3 ori pe săptămână. Am înțeles. Da. Puteți o băziți pe colega Barabancea, dacă doriți online, să o întrebați inclusiv despre felul în care a făcut schimbarea asta și cum se ține de ea, că vorba aia, schimbări putem face toți, important e să rezistăm. Sau mergeți la concert unde n-aveți voie să puneți întrebări, e doar ascultați. Pică fix de Moș Nicolae, cred că e un cadou frumos, mai ales că o vedeți în, alături de copiii ei chiar cântând. Eu nu i-am văzut copiii, nu i-am văzut că nu-i prea prezintă la televizor. E adevărat, o singură dată am mers cu Andrew la televizor și o singură dată am mers cu Gloria la televizor, dar dacă ne inviți, o să venim cu drag. Astăzi vreau să vin cu el, însă el are facultate și este în perioada parțialelor și mi-a spus, mama, trebuie să merg și... Lasă școală, nu, deci, la televizor. Da.
numai oameni neserioși. Să merg la școală. Uite, maică să nu se mai satură de mastere. Da. Te pupăm să-ți meargă bine. Mulțumesc din suflet, la concert. Să rămână. Mersi mult.